noi sperăm ca apa și canalizarea să fie dusă la bun sfârșit. Domnul constructor este aici, vorbeam mai devreme afară. Dumnealui trebuie să înțeleagă că noi suntem ceva mai pretențioși în execuția lucrărilor. Domnul director va sta permanent și va urmări evoluția lor, pentru că de buna execuție noi vom beneficia ulterior și nu vom avea probleme în exploatare. Vreau să vă precizez că apa pe care noi o furnizăm de la uzina de apă din Lucen este una de foarte, foarte bună calitate, indiferent ce vă spune lumea, noi vă spunem că este foarte bună. Și lumea sper să fie mulțumită. Și au fost într-adevăr ani de muncă în care o întreagă echipă a operatorului de apă și canal a reușit într-un final să semneze acest contract, cel mai mare contract la nivelul județului Călăraș, valoarea proiectului fiind de 400 de milioane de euro. În localitatea dumneavoastră semnăm astăzi predarea de amplasament, este al doilea proiect de execuție semnat la nivelul Poimului. Vor fi aproximativ 20 de kilometri de apă și de rețea de apă și 20 de kilometri de rețea de canalizare, bineînțeles cu spaurile aferente și cu echipamentele care vor fi puse la dispoziție de constructor. Ne veți vedea destul de des în localitatea dumneavoastră, împreună cu domnul director de la sucursala Urziceni, cu colega mea, managera de proiect, Valentina Stroie. Vom fi prezenți la dumneavoastră și vom încerca să terminăm mai repede decât avem prevăzut în contract, să ne încadrăm în mai puțin de 24 de luni. Interesul este ca această localitate să beneficieze de o apă la fel de bună cum beneficiază Urzicenul, pentru că eu am fost într-o vizită și am rămas uimit de ceea ce am văzut acolo, de modul în care oamenii sunt atât de bine implicați și pot să vă spun că stația de captare este deschisă astăzi. Adică anii care au trecut peste ea nu și-au pus amprenta, pentru că acolo există o echipă de profesioniști care sub îndrumarea domnului primar reușesc să facă lucruri benefice pentru comunitate. Și rolul nostru este de a crește calitatea vieții în fiecare localitate, atât din județul Călăraș, cât și din județul Ialomița. Disconfortul creat va fi doar unul temporar. Trebuie să înțelegem cu toții. El va fi o perioadă de sacrificiu. Îmi pare rău sau îmi pare bine că vom fi blamați că am făcut ceva, decât să fim blamați sau înjurați că nu am făcut nimic. Logistica, să-i spunem așa, datorită lucrărilor efectuate pe străzi, dar după aceea vom remedia această problemă venind cu asfaltare. Așa că totul este doar o chestiune de timp. Așa cum vă spunea și domnul director Grama, este primul proiect pe care îl semnăm în județul Ialomița, în comuna Alexeni. Comuna Alexeni este o comună la aproximativ 4 km de municipiul Urziceni. Între Urziceni și Alexeni există și comuna Manasia, care și ea va fi racordată la utilitățile publice de apă și canal. Urmează, acum proiectul este scos la licitație, urmează să începem lucrările și acolo și în comunele adiacente Urziceniului, și aici mă refer la Coșereni, Gârbov și lucrările pe care le mai le avem de făcut în Urziceni. Din păcate ar trebui să întâmple în multe localități din România ca oamenii simpli, să spunem, care sunt în mediul rural, să beneficieze și dumnealor de aceste utilități publice de bună calitate. Este păcat. Să vă întreb cât de bună este apa din județul Ialomița? Apa pe care operatorul din Urziceni o furnizează este o apă de foarte, foarte bună calitate, de aceea toată apa pe care o vom furniza localităților adiacente Urzicenului va fi adusă din stația de tratare din Urziceni, iar apele uzate vor fi aduse înapoi pentru a fi deversate și purificate în stația de epurare și, bineînțeles, deversate în râul Ialomița. Sunteți la primul mandat și cu emoții ați preluat astăzi o sarcină foarte importantă pe care în următoarele 24 de luni trebuie să o duceți la bun sfârșit. Cum vă simțiți? În primul rând mă simt mândru, atât pentru mine cât și pentru locuitorii pe care îi reprezint.
Această investiție va crește cu siguranță calitatea vieții în comuna noastră și sper că cu aceea siguranță va fi și atractivă investitorilor pe viitor, pentru că asta ne dorim, ca localitatea noastră să supraviețuiască sau să funcționeze cu taxe și impozite colectate la nivel local. Cât de important este apa într-o localitate din 2023-2024? Suntem o comună sau o comunitate europeană. Apa este primordială să avem și canalizarea în aceeași măsură. Vom avea o apă la standarde europene. Nivelul de trai sperăm să-l aducem în acest mandat cu investițiile care le-am efectuat sau pe care le vom efectua de aici încolo, să ajungem la calitatea vieții la standardele europene. Nu vrem să rămânem în urmă cu WC-ul în fundul curții, cu puțul cu apă contaminată, nu mai trăim în evul mediu. Rețeaua de canalizare cum se prezintă în acest moment în localitatea Alexeni? Nu avem rețea de canalizare și de apă în acest moment în Alexeni. Este un proiect care va răspunde tuturor nevoilor cetățenilor noștri. A fost o provocare în momentul în care am venit la operatorul de apă și canal la nivelul județului Călăraș și a județului Ialomița, a fost provocarea desemnarea acestui contract. Susținut puternic de primarul municipiului Urziceni și de președintele Consiliului Județean, în câteva luni de zile am reușit să semnăm acest proiect cel mai mare din județul Călăraș, un proiect care astăzi este deschis și județului Ialomița, semnând predarea de amplasament către constructor, alături de primar, și îl felicit pentru proiectele care le are în desfășurare și pentru ceea ce vedem în localitatea dumnealui, pentru că este un primar tânăr care are nevoie de susținere și sunt sigur că domnul primar al municipiului Urziceni îl susține energic pentru dezvoltarea comunității. Va fi într-adevăr un disconfort în perioada următoare, dar nu se face nimic în lumea asta fără un mic disconfort și sunt convins că oamenii vor înțelege și vor depăși acest disconfort. Îl anunț pe domnul primar că acolo unde sunt suprapuneri cu asfaltarea, cu proiectul de asfaltare, cred că nu trebuie să așteptăm recepția și vom putea începe imediat după ce terminăm străzile cu apă și canal să înceapă constructorul dumneavoastră, dacă a semnat contractul, să înceapă asfaltarea în zona respectivă. Vom fi prezenți din ce în ce mai des cum suntem la Urziceni, vom fi prezenți și în localitățile unde operatorul are acoperire și vom fi prezenți la Alexeni și, așa cum am spus, în perioada următoare localitățile pe care operatorul le operează în momentul de față vor avea condiții de trai la nivelul anului 2023, ceea ce ne-a lipsit până în acest moment. Motivele nu mai contează, contează ceea ce facem noi și cred că energia și tinerețea noastră ne vor determina să lăsăm ceva în urmă. Sunteți de aici, din Alexeni? Da, sunt din Alexeni. Cum este apa în Alexeni? Dură. Foarte dură. Beți apă de la robinet? Nu. Dar pe boilere, pe hidrofoare, pe astea, apa e foarte dură. Acest moment, operatorul de apă Ecoaqua implementează un proiect prin care va schimba toată infrastructura. Ce părere aveți? Era necesar? E foarte necesar, da, să facă apă și canalizare, da. Ce altceva vă mai doriți? Deocamdată apă, canalizare și dacă s-ar putea și gaz. În toate comunele trebuie, dar nu ne-a aprobat decât 4. Asta. Necesar. Cum este apa în Alexeni? Apa? Da. Păi nu știu la ce, care apă, din fântână? Păi de unde? Dacă nu e apă. N-aveți robinet sau apă? N-avem apă. Pe necesitate, domnule. Gaze, apă, suntem vorba aia, secolul 20. Ce altceva vă mai doriți? Eu știu, cu asfalt, că se întrerupe până mai încolo. Cum este apa la robinet? Cum să vă spun, nu e bună, ce să zic. Nu e. Noi cumpărăm apă plată. Înțelegeți? Și la spălat ce folosiți? Apă. Apă de la fontenă. Păi, dar nu avem apă trasă. Ar fi nevoie de un proiect ceva? Păi ar fi, eu așa zice, că ar trebui să fie. Ecoaqua spune că va implementa un proiect în următoarele 24 de luni pentru realizarea unei infrastructuri moderne pentru rețeaua de apă și canal. Era nevoie? Da, da, da. Da. Mai mult ca sigur, vă spun că e ceva normal, că pe peste tot sunt canalizări, sunt apă trasă. Câți bani consumați lunar pentru apa pe care o beți?
Păi cam undeva de vreo două ori pe săptămână mă duc și iau câte trei baxuri din alea de apă, la 2 litri. Bine, ați băut apă de la robinet? De la robinet, da. Și cum este? Pentru mine e apă. E bună, ce are? Vreau să vă întreb dacă beți apă de la robinet. Nu, de ce? Apă plată, că nu e bună. Ne doare stomacul, adică nu bem, avem apă plată tot timpul cumpărată. Am înțeles. E necesar un proiect pentru realizarea unei rețele de apă canal aici? Da, am înțeles că s-a făcut. Acum nu are apă, dacă ne bagă gaze și ce mai vrea domnul primar. Bine, avem apă în comun, nu avem apă în comun. Avem fântână făcută în curte și de la ea bem. Și la București mi-am luat filtru. Și credeți că va fi util proiectul pe care l-au semnat astăzi? Păi nu știm, nu știm despre ce-i vorba. De apă canal. Da, e foarte bine venit. E bine venit, dar nu știu dacă îl mai apuc. Dacă am stat câțiva ani de zile și sunt, de când sunt pensionar și nu știu dacă apuc. Auziți, nu s-a făcut nimic pentru comuna asta, să știți.